Salut, eu sunt Denis și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să facem o nouă serie. Această serie se va numi Soccer Manager. Și da, să trecem la treabă. Voi face carieră cu Steaua București, așa că trebuie să scriem Steaua București. Și acum ne-a dat în echipă. Ne uităm la tactică. Îl punem pe Tănase. Îl luăm pe Achim. O să lăsăm pe Achim și asta este echipa noastră de start. Acum să vedem dacă putem să transferăm un jucător, Constantin Budescu. Avem aici 2 milioane, nu prea avem bani. Hai să vedem dacă putem să îl împrumutăm. Îl dăm pe Bălașa. Vedeți că nu vrea să vină. Hai să încercăm pe Felipe. Încercăm pe Felipe Teixeira. Pare că nu-l avem. Trecăm pe notariu, nu. Să vedem dacă este Golovka. Da, Cătălin Golovka. După părerea mea este un jucător extrem de bun. Pare că acceptă. Și pare că avem meci cu Gaz Metan Mediaș. Să vedem unde e Golovka, 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 Golovka. Sau cred că încă nu l-a băgat. Da, nu știu unde e Golovka. Cred că încă n-a semnat. Jucăm așa meciul cu... Începe o reclamă. De ce folosesc Parusan? După ce am dat... Așa. Și acum să dăm drumul la meci. Jucăm pe arena națională. Gol! Gol marcat de Pintili. Prima repriză s-a terminat. 1-0 pentru Steaua București. Bun, să vedem și a doua repriză. Ca să știți, de pe acum două meciuri vom juca. Episod.
mare ocazie la partea lui Pleșca. E nu apără Pleșca. Și Mihai Pintili omul meciului. 2-0 Concordia Dinamo, 0-2 ASEA CFR Cluj, 4-1 Astra Giurgiu CSMS Iași, 3-2 Vitor Constanța Pandurii, FC Botoșani 1 ACS Poitimișoara 1, Universitatea Craiova 5 FC Voluntari 2. Cătălin Golovca acum semnează cu Steaua București. Uitați-l. Golovca. O să luăm pe Achim. Dar nu merge. Nu știu cum să-l fac ca să aduc pe Golovca mai sus. Nu știu. Dar sper să văd eu. Păi acest video am jucat un meci, dar că a trecut destul de mult. Nu uitați să dați un like, un subscribe și pe data viitoare. Pa, pa!